După zile bune în municipiul și județul Brașov, în condițiile generate de noul coronavirus, se înregistrează joi cifre în scădere. În ultimele 24 de ore, 221 de infectări noi cu COVID au fost raportate în județul Brașov, comparativ cu ziua precedentă, când grupul de comunicare strategică a raportat 422 de infectări noi. Conducerea DSP Brașov a dat publicității cifrele valabile joi pentru localitățile din județul nostru în privința ratei de infectare cu noul coronavirus. Atât în municipiu cât și în județ, valorile sunt în scădere, comparativ cu cele de miercuri. Astfel, rata de infectare cu COVID-19 în municipiul Brașov are, joi, valoarea de 8,31 de cazuri la 1000 de locuitori, față de 8,62 de cazuri miercuri. În județ, indicele are, joi, valoarea 6,40, față de 6,62 miercuri. Surse din rândul autorităților locale explicau zilele trecute pentru brașovtv.com că nu s-a luat în calcul instituirea carantinei în municipiu. S-au identificat focarele, s-au luat punctual măsuri, dar s-a analizat și trendul, care, iată, de astăzi este descendent. Detalii găsiți pe site-ul nostru www.brașovtv.com. Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare meteo de vânt puternic și ninsori valabilă de vineri până sâmbătă. Începând de vineri ora 12 până sâmbătă ora 17, area precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării, începând cu regiunile nord-vestice, iar cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-20 de litri pe metru pătrat. În toate zonele de munte, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, posibil mai consistent în Carpații meridionali. Precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala și în Transilvania și local în zonele de deal din Moldova, Muntenia și Oltenia. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor depăși temporar 60-70 de km pe oră, viscolind ninsoarea. La finalul săptămânii, vremea va deveni rece pentru această dată, cu temperaturi minime negative în toate regiunile. În perioada sezonului rece crește numărul incendiilor la locuințele și gospodăriile cetățenilor. Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori din neglijența oamenilor care nu și-au toate măsurile pentru evitarea acestor tragedii. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov recomandă cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor. Este foarte important ca înainte de sezonul rece să își verifice și să își curețe coșurile de fum de către firme autorizate. De asemenea, este important să se facă o verificare și la centralele termice, sobele pe care aceștia le folosesc și alte aparate de încălzit. Mai recomandăm cetățenilor să nu folosească materiale combustibile în interiorul locuințelor, cum ar fi benzina, motorina sau alte substanțe ușor inflamabile. De cele mai multe ori, incendiile sunt provocate de sistemele de încălzire defecte, mijloacele de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, sau de coșurile și burlanele de fum necurățate. Pianistul Horia Mihail este noul consilier al primarului Alen Coliban în domeniul cultural. Prezent la conferința de presă organizată la Primăria Brașov, Horia Mihail a făcut o prezentare succintă a viziunii sale asupra vieții culturale a Brașovului, care vizează o strategie pe 15 ani și un obiectiv ambițios care trebuie definit și spre care municipiul trebuie să tindă pentru a deveni un oraș etalon nu numai în România, ci și la nivel internațional. Cunoscutul pianist spune că Brașovul are mari lacune din punct de vedere cultural, iar oamenii au fost pentru mult timp privați de evenimente importante. În calitate de consumator cultural al Brașovului, m-am simțit oarecum sărăcit. Trebuie să recunosc că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vreau să merg undeva seara în Brașov și să nu prea am unde. De vreme ce în orașe chiar mai puțin dezvoltate decât Brașovul, precum ar fi Sibiul, ne mai vorbim de Cluj, Iași, Timișoara, București. Oferta este mult mai variată. Ca director artistic al Filarmonicii Brașov, Horia Mihail a remarcat o serie de probleme care pun multe piedici în dezvoltarea culturii din Brașov. Birocrația și mentalitățile învechite sunt doar o parte din problemele existente. Organigramele sunt, multe dintre ele sunt din, poate chiar din anii 80 sau au copiat organigrame din acea perioadă. Sunt multe posturi vacante, unele dintre ele care obligatoriu să fie scoate la
scoase la concurs, apoi noi proceduri interne. Avem nevoie de o mărire a ofertei culturale, a consumului cultural în Brașov și de o profesionalizare, de o eficientizare a cheltuirii banului public și de tot ceea ce înseamnă performanță în cultură. Cu privire la organizarea festivalului Cerbul de Aur, consilierul primarului a spus că acest eveniment trebuie reinventat. Cerbul de Aur este o tradiție a Brașovului, care ocupă timp de o lună de zile Piața Sfatului. Am discutat cu foarte mulți brașoveni, cu foarte mulți turiști și proprietari de business-uri din zonă, se simt sufocați. Horia Mihail a fost timp de 3 ani lector universitar la Universitatea din Boston.